Tragedia a avut loc pe drumul național 85E, între localitățile Voievoda și Piatra. Tatăl copilului a oprit mașina și împreună cu soția au părăsit pentru câteva minute autoturismul pentru a face câteva fotografii cu lanul de rapiță, după cum spun martorii. Copilul de 3 ani rămăsese pe banchetă împreună cu frații lui, însă după câteva minute a coborât din mașină chiar în fața unui autoturism care se angajase în depășire. Trupul copilului a fost proiectat la câteva zeci de metri de locul impactului. Pe lângă ambulanța sosită la fața locului a fost solicitat și un elicopter SMURD. După câteva zeci de minute în care au încercat resuscitarea micuțului, medicii au declarat decesul. În timp ce un bărbat în vârstă de 30 de ani din municipiul București a efectuat manevra regulamentară de depășire a unui autoturism care se afla staționat pe drumul național 65E la kilometru 34 plus 800 de metri pe partea dreaptă a drumului, a fost surprins de apariția pe carosabil al unui minor. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ. Nevoia oamenilor de a se expune, așa zisul selfie, este un fel de mimetism social care se preia subconștient de la ceilalți, spun psihologii. De aici probabil lipsa de atenție a părinților în acele momente fatale. Are în spate o nevoie de a fi apreciat, de a umple un gol în evoluția ta socială și în realizările tale personale, și cu cât te expui mai mult, cu atât mai mare este în spate nevoia aceasta de a fi apreciat. Probabil că în multe cazuri avem de-a face cu niște frustrări, cu niște nerealizări și neîmpliniri. Cazul a fost preluat de procurori, iar șoferul care a provocat accidentul s-a ales cu dosar penal pentru ucidere din culpă.